Elevii de clasa a 12 au intrat astăzi în febra probelor scrise ale examenului de bacalaureat și au susținut proba la limba și literatura română. La Giurgiu, peste 1400 de elevi au dat piept cu subiectele primite în funcție de profilul pe care l-au studiat. Cel mai așteptat a fost subiectul al treilea. Liceenii de la profilul uman au avut de caracterizat un roman psihologic și text dramatic, iar cei de la profilul real au avut de prezentat tema și viziunea dintr-un roman interbelic. Așa că, în timp ce unora dintre candidații giurgiuveni subiectele li s-au părut ușoare, altora cerințele le-au dat puțin de furcă. Cum au fost subiectele? Cum să fie? Ușoare. Bine. Adică, na, n-au fost nici grele, nici ușoare. Te-ai speriat de subiectul al treilea? Ce ți-a fost? Nu, am avut descris la alegere un roman studiat. Și ce ai ales? Păi, ce să vă spun, n-am scris nimic la trei, că... Te-ai pregătit? Da, pentru trei nu m-am pregătit, dar am scris la subiectul 1 și 2. Și în condițiile astea ce notă crezi că e? Nu știu, cred că e un 5, un 6, adică... Te mulțumește? Mă mulțumesc cu atât. Greu! S-a părut greu? Da, puțin. La subiectul al treilea ce ai făcut? Roman psihologic am avut. Am ales ultima notă de dragoste, noapte de război, de Camil Petrescu. A fost foarte greu. Ai scris mult? O pagină, o coală. La ce notă te aștept? 5. Foarte simple, adică la filologie chiar mă așteptam la ceva mai mult. Ce ai avut la subiectul al treilea? Ultima noapte de dragoste. Wow, chiar foarte ușor. Foarte ușor. Și cât ai scris? Foarte mult. 6 pagini. La ce notă te aștept? La 7 cel puțin. Probele scrise ale examenului de bacalaureat continuă mâine cu proba la limba maternă. Miercuri, 6 iulie, elevii vor susține proba obligatorie a profilului. Vineri, 8 iulie, se desfășoară proba la alegere a profilului și specializării.